Salutare, numele meu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să reacționăm la ceva amuzant, o să reacționăm la cele mai ciudate invenții de pe pământul acesta. Probabil sunt failuri la design sau invenții dubioase pe care o să le vizionăm astăzi împreună. Suntem alături de... Dar totuși, înainte să începem, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, pentru că dacă nu facem 5 milioane de abonați până în 5 minute de acum înainte, eu mor. Așa că, haideți să-i dăm drumul la videoclip și să vedem cele mai dubioase invenții de pe pământul acesta. Let's go. That's not how it works. Da. Can't hold soap. Da, frate, cum ar trebui să stea acolo în săpunul? Alunecă! Nu se lipește săpunul. Cine n-ai da, e puțin dat așa mai în jos, nu? E complet, așa e. Cum pui săpunul că o să cadă, o să alunece? Mai ales când e wood, că e cel mai alunecos lucru. Nu, posibil. E o prostie. Bine, dar totuși poate fi folosită pentru altceva, știi? Când stai în cadă și n-ai ce să faci, bagi niște triceps. Uite-l pe ficaciu. Mamă, ce grasie. Bă, dar e nice, nu e o invenție chiar atât de nasol. Adică e până la urmă, e mare, e un pluș foarte bun să îl îmbrățișezi. Da, dar uite, chiar a fost semi-umflat. El atât de mare, mai avea nevoie de niște pluși. Nu s-a arate așa, de parcă are colac. Deci, aparent, prin paharul acesta nu poți să tragi lichidul care se află în pahar. Pentru că nu e spațiu aici, probabil, și de aia. Dar n-are sens, chiar nu poți. O să ai coșmaruri cu așa pește. Peștii nu, n-ar trebui să aibă dinți de om. Adică nu e chiar cea mai bună jucărie pe care să o iei copilului tău să se joace, se oribil cu dinții. Mamă, chiar e înfricoșitoare. Dar totuși vezi asta în târg și te gândești, da, o să o cumpăr copilului meu. Copii, dacă știți, știți, dacă nu știți, mai bine nu știu. N-are niciun sens, efectiv. Se oricine vede tot. Da, efect, și când te ștergi la curte vede cineva. Mamă, da, se vede tot. Adică, uite, cred că e posibil să faci ceva, dar cu un geam mult mai dens, adică să nu se vadă nimic prin el. Vezi totul prin geamul ăsta. Eu nu m-aș duce acolo. Da, și cred că mai e și baie publică. Așa da. Pare a fi. Da. Oh, Doamne. Vai, nu pot să cred. Eu nu cred că așa arată o cutie de cereale. Vai, nu pot să cred. Voi vedeți cum au editat lingura să pare că ia că e cereale. Doar a pur și simplu a luat eraserul care da, e cât un cer și a început să pună așa. Scuze, dar nu vreau să fac poză cu prințesa Elsa arătând așa. E puțin cam creepy. Da, puneți un QR cod fix unde o să punem un șurub. Frumoasă rochie, îmi place. Mamă, cine ar cumpăra așa ceva vreodată? Apropo, dacă se aude așa puțin zgomot pe fundal, am dat drumul la mașina de spălat vase pentru prima dată și nu știm cum funcționează și da. Revenind la rochia cu căcat, de ce să cumpere așa ceva? Bă, dar e interesantă. Unde naiba e interesantă? Și e bună femeia care o poartă. Deci apa din baie nu o se ducă niciodată decât dacă, uite, știi, după ce faci duș, iei mopul și o împingi acolo în mijloc, altfel nu mai n-ai nicio șansă. Da, normal, locul ăla trebuie să fie ușor mai în pantă, să curgă apa către... Oamenii l-au făcut invers. Wow, vai de mine, chiar nu e igienic dacă stai să te gândești. Poți să dai pe lângă. Da, dai pe lângă. Ce scârbos. M-am gândit, uite, dacă ești bărbat și trebuie să faci numărul 1, da, normal, ridici capacul, dar totuși se spune că mai sare pe el și rămâne acolo, adică nu poți să-l ștergi. Da, o scară care este perfectă pentru a-ți omorâ rudele mai bătrâne. Dar nu e atât de rea. Da, nu e atât de rea. Decât dacă, uite, te duci pe aici, acolo e jale, dar uite, dacă te duci până în colț, nu ar trebui să fie atât de... Am văzut scări mai urâte. Inclusiv noi la casă, la un moment dat, avem cele mai abrupte scări. Wow, din deci nu vă imaginați. Cred că se termină scândura aici. Uite, unde e ăsta? Cred că aici se termină. Wow. Dacă îți scap cheile, s-au dus. Wow. S-au dus. Bro, pune un preș acolo, pune ceva deasupra, o scândură, nu poți să riști chestia asta. Ajungi tu repede acasă de la școală, trebuie să faci numărul 2 repede pe colacul magic și îți scap cheile acolo, știi? Și forma rămâi în fața porții. Aie. Bro, asta nici măcar nu e cu puțină tentă de... Nu, efectiv e un geam. Deci... E geam și atât, adică vezi totul 4K. Înăuntru. Dar cine e normal la cap și pune o astfel de ușă la o baie publică? Da, uite aici, că nu e nicio ușă. Dar poate e deschisă, mă rog, da. Uleu. Da, uite, balamalele de la ușă, sigur, e deschisă. Da. Da, nu cred că vrei să arunci așa ceva în baia ta. Un bath bomb în cadă și cada să arate așa. Chiar
Decât dacă miroase frumos, cred că poți să treci peste. Eu probabil nu știu dacă aș putea să stau în așa ceva. Mai intră cineva peste tine în baie. Ce, vede chestia asta. Ce n-ai mai făcut? Bă, sigur miroase super frumos. A lămâiță sau cine știe, dar... Dai seama că e o bombă de baie, până la urmă. Ar trebui să fie relaxantă și... Culoarea e nasoală, rău. Cum poți să faci un teren de basket fără asfalt? Păi chiar crezi că o să sară mingea aia de basket înapoi când o dai de pietriș? La modul, oamenii doar au pus un coș să ai la ce să arunci. Să ai la ce să arunci. Dar nu chiar să te joci basket. Sau poate ai cum să te joci, dar foarte prost. O să sară mingea și... peste tot, stânga-dreapta. O să sară pietriș de la peste tot. N-are cum să fie un detaliu atât de important în porțiunea aia de ecran. Dacă ții medium sau ceva, cred că trece prin. Medium trece prin. N-ai cum să-l ții. În ce țară e asta? Bă, nici noi nu suntem așa hoți. Băi, ia-ți mă super largi dacă vrei să îți pui paharul. Dacă nu-l ții în mână, adică ce vorbim? E interesant, dar acele nu le mai vezi. Adică nu-ți dai seama cât e ceasul. O să zici... Măcar e un ceas acolo. Oh my god, așa e designul? Așa e designul. Vai de mine, am crezut că e machiaj împrăștiat. Da, 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 și eu. Da, ajungi departe dacă iei scările pe acolo. Da, mă, dar trebuia să pună și o balustradă. Trebuia și n-avea sens să o pună la stânga de tot. Mai bine o pui acolo. Ce să faci? Aici e inutilă scara, dar na, să spunem, dacă sunt persoane mai în vârstă sau ceva, le-ar fi de folos foarte mult balustrada. Adică nu e atât de rău. Spune că pereții apartamentului sunt atât de subțiri încât poate să-i vadă înăuntru dulapului vecinului. Adică, vedeți panoul ăsta de electricitate. Prin găurelele micuțe, vede în apartamentul vecinului. Dar nu cred că e... peretele atât de subțire, n-are cum. Fodrnelei... ce? Very. Cine s-a gândit să pună chestiile astea? Dar uite ce înseamnă, uite cum se citește. Free online delivery. Online delivery. Doamne, cine a pus chestia asta cine pe geam? Cine te-a angajat? Trebuie să fii concediat, n-ai cum. Oribil. Cred că numai chinezii poate să citească asta cum trebuie, sau japonezii. Cine citește de sus în jos? Nu am nicio idee, dar... Adică așa citește orice om întreg la minte. N-am înțeles nimic. În caz că ai trei picioare și îți zboară tricou, poți să intri la baia din stânga ta. Dacă cumva ai picioarele de 2 cm și corpul foarte lung, intri la baia din dreapta. Eu refuz să cred că așa ceva este într-o biserică. Asta e în biserică? This is creepy as fuck. Și uite cât de uriaș e. Uite-te la omul ăla în comparație cu toată chestia asta. Da. Uriaș. Dar nu cred că o fi în biserică. La unde? Muzeu ceva? Oricum e cea mai dubioasă construcție pe care... Adică parcă îmi dă mie goosebumps la vârsta asta. Da, unui copil. Păi vede așa ceva, nebunește. Se aprinde pe acolo, dar nu se aprind și tastele. Trebuie să se aprindă și tastele. Bine, probabil tastatura asta au luat-o de pe alibaba.com și... costă $2. Da, $2. Nu cred așa ceva. Îți cumperi și tu un bol de măsurat, cantitatea pe care o torni în bol și îl speli pentru prima dată și gata, au dispărut toate. Cu ce le-ați scris, frate, cu pixul? Păi e inutil ăsta, dacă nu mai poți să faci nimic, să mănânci cereale, faci ceva nu inutil. Ce ăsta mă, așa arată cu covorul? Da, așa arată covorul, deci care e capel. Vai, asta n-are cum să fie o decorațiune. Asta e piatră, gen. Voi vedeți cum arată? Păi dacă e polei, să spunem că vine dita mai vizelia, frate, împinge pietroiul ăsta, așa, se sparge în multe bucăți aici. După trebuie să faci curățenie. Looking stone. Bine, dar par a fi pietre, par a fi. Poate chiar e stone, dar gen e atât de ascuțit și prost pus și mori. Doamne. Cum poți să pui... Deci pui băile pentru oamenii cu dizabilități. Singura cale ca să ajungi la băile respective sunt pe scări. E pe scări, efectiv, da. Unde e panta aia? Atâta trebuia să faci, o pantă. Ăsta era tot jobul pe care trebuia să-l faci. E pentru oameni care nu pot... Unești o rampă aici, aici lăsai scară, bine. Și oricum rampa asta era deadly rău, la uite cât de abruptă e, da. Distanță prea mică, îi zbura direct în WC-ul. Toată lumea ocolește poarta, adică nu deschide nimeni poarta aici. Hai să punem poartă să fim... știi ceva? Eu o să ocolesc pe aici, chiar nu-mi pasă. Bro, ce-i cu designul ăsta? Deci arată atât de urât. Efectiv, n-are nimic covorul acesta, doar așa arată. N-are nimic, dacă dați zoom pe covor, o să vedeți că e perfect ok. Doar așa este designul, foarte urât. Uite, e ca și cum ar fi fost doar ăsta,
Maro și s-a luat de pe aici. E un buton de alarmă pus lângă un întrerupător de bec. Bă, eu aici în casă mi-încurc întrerupătoarele și stau de câteva luni bune. Dar să apeși pe un buton de alarmă de fiecare dată, să-l greșești. Uite, scrie alarmă. Alarm. Scrie alarm, dar nu-l pui acolo. Da, e puțin cam prea accesibil. Adică, uite, și tu ca adult ai putea să uiți sau să faci o mică greșeală să apeși pe butonul ăsta. Da, un copil vede alarm. Un buton pe care scrie alarm. N-am mai văzut asta niciodată. O să apese pe el, îți dai seama, să vadă ce se întâmplă. Niciodată. Oameni dragi, spuneți-ne ce e greșit la această rochie, că eu nu-mi dau seama. Da, nu-mi dau seama dacă asta e. Și îmi pare rău dacă sunt singurul care s-a uitat acolo. Man. Wow. Arată fancy, dar chiar trebuie să ai grijă de telecomanda respectivă. Spargi telecomanda. Da, ratele parcă urmea să-i dea mare shoot la copil. Să-l zboare. Să-l zboare. Dar ce altceva ar trebui să însemne sculptura asta? Că asta înseamnă. Nu știu, da, adică de ce stă copilul așa? Și omul e pe cale să sară pe el sau, nu știu, să-i tragă un șut. Bă, nu sunt multe statui pe lumea asta și te gândești să faci asta. Oh, wow, ce masă minunată. Da, într-adevăr. De ce? Deci, haide să creăm o masă. Hai să creăm o masă și să o găurim. Că... A, nu cred că au găurit-o. Cred că era atât de mare copacul încât s-a întâmplat ceva și da, probabil atât de vechi și... Da, și o masă interesantă, dar are o gaură în ea și sunt scaune pe partea cu gaură, adică nu poți să mănânci acolo. Da, uite, cel puțin cine stă aici sau aici. Da, nu o să mănânce. Nu vreau să poată să mănânce. Mai degrabă asta la o masă din spate. Dacă desenezi vreodată la antenă, poți să folosești direct. E flash, LED. E flash. Păi, din carne. Da, da. Carne cam asta light. E culoarea, gen. La carne light. Niște scări care duc pre nimic. Dar credeți... adică să fiți surprinși, în România chestia asta e destul de întâlnită. Cel puțin în... sate vechi. Adică cel puțin am avut și noi asta la o casă de la niște rude. Pur și simplu, aici era o ușă. Uite, imaginați-vă că aici era un perete întreg. Aici era o ușă. Păi și peste ani, anii trec, hai să facem o renovare. Oamenii au astupat ușa, cările le-au lăsat. Sunt niște scări care duc spre nimic. Da, sigur era o ușă. Da, a fost ceva aici la un moment dat. Ai un loc tare în care poți să stai, să te ascunzi de măta care te caută, știi? Ok, aici sigur n-a fost o ușă. Ce s-a întâmplat aici? Vai. Scările astea chiar... E un loc foarte bun să te așezi. Nu duc către nimic. Da, e un loc bun să te așezi, dar se vede că sunt niște scări. Mie îmi plac. Poți să stai acolo. Mă rog, fraților, să încheiem aici acest episod. Dacă mai doriți partea a doua din cele mai dubioase invenții, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii sau să văd reacția voastră la acest episod, pentru că mai sunt foarte, foarte multe invenții pe pământul acesta care sunt greșite sau dubioase și abia aștept să vi le arăt și vouă și să ne uităm la ele împreună. Nu uitați să apăsați pe butonul subscribe, pentru că dacă nu o faceți acum, nu o să o faceți niciodată și mai bine acum decât niciodată. Și eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. We'll be right back.